Dolls. Înainte să existe gheața și focul, înainte de apariția triburilor, cele șapte maimuțe au îngropat o comoară inestimabilă a omenirii într-un loc fermecat. Dar azi comoara e în pericol. Doar cel care va citi acest pergament va putea să o protejeze înfruntând forțele răului pentru a dezlega misterele din Providence. Trandafirul lui Theo. Magnific, trandafirul tău, Theo. E de un albastru rar și fără ghimbi. Ai zice că ești magician, merită aplauze. Bravo, trăiască! Și parfumul acesta e înviorător. Bravo, trăiască grădinarul din Providence! Bravo! Mersi. Acest trandafir e produsul multor ani de experiență. Am încercat un altoi de roza mirabilia. Da, da, sigur. Providence e mândru de trandafirul tău și pentru a-l pune la loc de cinste, am organizat sărbătoarea trandafirului cu o stradă plină de flori. Bravo, bravo! Vom face niște care superbe! Bravo, bravo! Care de flori? Bravo. Dar e nevoie de multe flori! Mai ales aveți grijă să nu le smulgeți rădăcinile când le culegeți. Eu voi folosi foarfecele. Dragi concetățeni, am plăcerea să ofer acest trofeu celui mai frumos car. În calitate asta-i pentru noi. Repede, să o ștergem înaintea celorlalți. Vom fura cât mai mult. E ca cel mai bun să câștige. Bravo! Am fost foarte atentă. Se pare că sărbătoarea trandafirilor nu prea te bucură, dragă Theo. Hei, Theo! Vrei să ne arăți cum ai făcut de a-i creat un trandafir atât de frumos? Care, din păcate, n-are nicio șansă de supraviețuire. Am descoperit că muzica oferă plantelor frumusețe și vigoare. Doar nu vrei să spui că plantele au urechi? Ba da, așa este. Fiecare plantă reacționează la un instrument diferit. E fascinant. Incredibil! Acești cactuși par să fie atrași de harpă. Să plecăm. Mulțumesc pentru vizită, Theo. Haide, haide, mișcați-vă! Da, coasa bunicului! Cu asta voi culege mult mai repede. Ce faci, Biju? Te distrezi? Vrei să culegi un câmp de trandafiri cu asta? Te-ai îmbolnăvit cumva? Nătângule, era să-mi retezi capul! La la la, florile pe câmpii, hai să le smulgem, copii. Ce faceți aici, hoților? Trandafirii lui Theo sunt ai tuturor. Ce vă tot plângeți? Ce rămâne e al vostru. Serviți-vă. Haideți, fiecare la rândul lui. Astea sunt ale mele. Așa, în felul acesta nu te doare. Opriți-vă, ce faceți? Dar eu fac ca și ceilalți. Nu se poate,
nicio floare și nicio rădăcină. Trandafirul meu nu va mai crește. Zău, Teo, cu talentul tău de grădinar le vei reface pe toate, a? Poftim, haide, replantează-l. O, biet, trandafir, ești fără apărare. O, dacă ai putea să te răzbuni. Se poate, Teo. Mulțumesc, așa e foarte bine. Cum se întorc cu spatele, cum le luăm florile? Așa, ne vedem mâine pentru construirea carelor. Da. Nici muzica nu te mai poate readuce la viață. Nu plânge, Teo, privește, dorința ta se va împlini. Regret, Oscar, dar cred că de data asta nu mai ai ultimul cuvânt. Priviți florile! Au înflorit peste noapte! Trandafiri care să înflorească noaptea? Nu sunteți doar bădărani, ci sunteți și naivi! Ești invidioasă că vom avea un car mai frumos decât al lui Rudolf! Nu s-a ofilit! Sunt mai proaspete, culorile sunt mai vii decât ieri! Cred că Teo a creat flori neperisabile! Tu ești cel mai frumos! Se pare că Providon s-e înnebunit după trandafir. Da, dar mi se face milă pentru Teo. Știu, Oscar, e păcat, dar nu se mai poate face nimic. Și de vreme ce lumea se amuză. Unde e Marta? Unde e Marta? Lucrează la o făcușă. Ce mai faci, Clodet? Bravo, Marten! Ai reușit să o pui în funcțiune. Îți împrumut lăuta asta, voiam să o folosesc la bonsai. Îmi dați voie? Fac un reportaj despre această sărbătoare. O rană? Nu aveai adineauri. Vreți să rămâneți nemișcați? Pare o rană de la un spin. Și totuși trandafirii lui Teo nu au spin. Nu vă grăbesc, când sunteți gata. Atenție! Nu mișcați! Ce polen ciudat! Ce? Păcat! Voi reveni după ce fotografiez carele. Nu au pic de respect pentru artiști, ce inculți! Să aruncăm o privire asupra carelor. Baltasar! Baltasar! Termină imediat cu gălăgia, nu mai auzim nimic în oraș! Da, șefu! Dar serenada mea pentru trandafiri! Astea-s bariverne! Du-te să verifici clopotul bisericii! Avem nevoie de el ca să dăm semnalul de începere! Bine, șefu, cum spui tu, șefu? Am plecat, șefu! Ce frumos sunt împodobite carele! Trebuie să recunosc că sunt impresionante! Numai al
meu nu e bun, fluturele meu e ridicol, n-am putut să culeg destule flori. Nici o problemă, e frumos și așa. Fluturele tău ar putea zbura cu un motor mic cu elice. Serios? Ai putea face asta? Bineînțeles! Mă ocup eu de el. Super! Acum e momentul. De fapt, e bine că nu e totul pus la punct. Defilarea va avea loc. Poți prinse negustor cinstit. Dacă nu deranjează pe nimeni, eu aș vrea să trec cu 2 sau 3. Pe el nu-l deranjează. Ajunge, nu prea multe. Pot să-ți explic. Spune. Jarnac, hoțul! Frații Cerberi ne atacă și vor să ne fure florile. Nu-i adevărat, n-am atacat pe nimeni. O altă tăietură de spin. Nu e de bine. Iarăși polenul acesta. Măjicilor, n-aveți pic de suflet. Sunt sigură că ai făcut-o intenționat. Te-am văzut. Garul meu! Sabotor ce sunteți! Trandafirul mi-a pus piedică! Ai văzut și tu, nu-i așa? Oare nu cumva Carlo are dreptate, ceva s-a mișcat, asta e clar? Ajunge! Să nu vă mai văd aici! Faceți-vă carul altundeva! Bine, plecăm! Dar ne mai vedem noi! Haide! O fotografie! Melissa! Stai așa! Gata! Îmi dai și mie una? Desigur! Să vii mai târziu pe la mine! Să verific clopotul! Oare ce-ar putea să aibă clopotul? Dar... Hei! Hei, tu de acolo de sus, ce faci? Cine urmează? Eu! Nu mișca! Nu mișca! Nu e nimeni! Doar nu s-a tras singur clopotul acesta. Ce pezevenchi sunt și frații ăștia! Se mândresc cu fățărnicia lor! Normal, așa sunt ei! Eu nu cred că frații Cerberi sunt responsabili. Atunci cine? Da, cine? Nu știu, dar cred că florile au o putere malefică. Cred că sunt fermecate. Fermecate florile lui Teo? Oscar, tu și presentimentele tale. Ajutor! Ajutor! A prins viață! Fugiți! Un car fermecat! Fermecat, să vedem! Să vedem! Ce mai faci? E doar o glumă de prost gust a fraților Cerberi. A avut efect, nu, Marten? Ce e asta, Biju? S-o șterge, Biju! Și acum sunt tot frații Cerberi! Lasă-mă în pace! Nu ți-am făcut nimic! Să fugim de aici! Hai! Frații Cerberi n-au dresat mașina. Așa e? Nu cred că acest număr face parte din programul defilării. Ești sigur că nu e fermecat? Ca și cum ar fi prins viață la un semnal. Am descoperit că muzica oferă vigoare plantelor. Fanfara, desigur. Trebuie să aflăm care e instrumentul la care reacționează trandafirii lui Teo. Mergeți, eu mă voi ocupa de motorul pentru fluturele Melisei. Și e tare urgent. Salut, Felicien, aș vrea să împrumut instrumentele tale pentru un experiment, să zicem, floral. Ce idee! De ce nu? Doamnelor și domnilor, lăsați, vă rog, instrumentele jos. Vă mulțumesc! Nimic. Bun, următorul, să suflăm în corn. Suntem pe pista cea bună? Oare nu ne lipsește un instrument? Katia!
fotografia cu carul meu. Timothy a greșit-o. Fluturele nu se vede bine. Timothy să greșească o fotografie? S-a mișcat fluturele. Toate carele sunt fermecate. Trebuie să vedem și celelalte fotografii. Timothy, putem să ne uităm la pozele carelor? Sunt pe masă, luați-le singur, ca Melissa. Bine. Alte două care s-au transformat în monștri tocmai când erau fotografiate. Oare ce declanșează acest fenomen? În orice caz, nu instrumentele fanfarei, le-am încercat pe toate. Cu excepția clopotului, știam eu că ne scapă ceva. Teo e cel care trage clopotele. Oh. Da, clopotul a răsunat în clipa în care Timothy făcea pozele. Oare această nouă enigmă are legătură cu secretul din Providence? Știi bine, Oscar, că totul are legătură cu secretul din Providence. Dacă trandafirii vor să ne joace o festă în timpul defilării, vor avea o mică surpriză. Trebuie să fie acasă, se aude muzică. Teo! Teo! Teo? Trebuie să existe un clopot. Oh, Teo va folosi clopotul bisericii pentru a activa trandafirii. Defilarea! Trebuie să-l oprim înainte de a provoca o catastrofă. Ești sigur că n-o să o ia iarăși razna? Nu-ți face grijă, l-am sub control. Noi vom primi trofeul. Da, dar de fapt, la ce ne trebuie trofeul? Vei vedea când își va lua zborul. Rudolf! Nu scapă nicio ocazie femeia asta. Baltazar, ce cauți aici? La clopot, repede! Da, dar voiam să cânt serenada mea. Sunt niște barbari. Felicien, cântă ceva, orice. Trage de zvoară, Melissa! E rândul tău, Teo. În sfârșit a sosit clipa răzbunării. Femeile și copiii la urmă. Baltazar! Baltazar, fă ceva! Unde a plecat deșteptul acela? Aici! Oh, nu! A? Nu, Melissa! Hei! Uite-l pe Teo, acolo! Priviți! Este Teo! Vrea să distrugă orașul! Teo, oprește clopotul! Nu știi ce faci! Prea târziu, Oscar! Toți locuitorii vor simți răzbunarea trandafirului! Totul va reintra normal numai după ce vandalii vor primi ce merită! Ai ratat!
Fii cinstit, Oscar. Recunoaște că de data asta ai pierdut. Dar și Melissa. Marten, ajută-o! Oh, nu, nu mai permite una ca asta. Ține-te bine, Melissa, vin acum! Nu, Melissa, nu! Terminat? Melissa, ești teafără? Da. Bravo, Marten, bine lucrat. Bine că s-a terminat. Stați, nu am vrut. Știu, Teo, că ai făcut totul de dragul trandafirilor. Uitați că ați furat trandafirii lui Teo. Uite, e pentru tine, l-am replantat. Mersi. Îl voi duce în Luminiș. Anul viitor voi avea iarăși trandafiri în Providence. Iar primarul nostru se angajează să facă o rezervație naturală în pădure. Ce idee bună, domnule primar. Și îl va numi pe Teo paznicul pădurii. Nimeni nu va culege trandafiri fără permisiunea lui. Nu-i așa, Rudolf? Felicitări, Oscar. Dar mai ai încă multe de făcut. Au dublat în limba română actorii Daniel Vulcu, Doru Furte, Richard Balint, Ana Maria Vlad, Andrian Locovei, Ileana Iurciuc, Alex Rusu, Ion Ruscuț, Iona Brudan, Sebastian Lupu, Rin Tripa. Traducerea și adaptarea Marcel Negrău. Regia Mariana Presecan și Doru Presecan. Dublajul a fost realizat de Zoo Studio Oradea.